Cercetători științifici de la Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva au participat săptămâna trecută la simpozionul științific organizat la Zalău de către Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău. Evenimentul denumit De la casă la acasă, despre organizarea internă a așezărilor, gospodăriilor și caselor, a strâns 24 de specialiști din țară și din străinătate. Cercetătorii prezenți la sesiunea de comunicări științifice au prezentat în acest cadru o parte din rezultatele cercetărilor proprii asupra habitatului și componentelor sale, pornind din zorii civilizației agricole de pe teritoriul României și continuând cu aspecte ale locuirii umane din epoca metalelor până în perioada dacilor. La Zalău s-a desfășurat o întrunire, un simpozion, o sesiune științifică care a adunat arheologi, specialiști din întreaga țară, care au dezbătut în legătură cu semnificația termenilor casă și acasă de-a lungul timpurilor, așa cum sunt ele văzute din perspectiva cercetărilor arheologice. Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva a participat cu două comunicări. Cercetătorii științifici din cadrul muzeului au prezentat despre locuințele epocii de bronz din Munții Apuseni, precum și așezările nobililor daci pe raza județului Hunedoara. Muzeul Civilizației din Dacice și Romane din Deva a participat cu două comunicări realizate de mai mulți specialiști ai muzeului. Două comunicări, una având ca obiect locuirea în epoca bronzului în Munții Apuseni, iar alta vizând locuințele persoanelor deosebite, a nobililor daci, în zona noastră și nu numai, și au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor și la schimbul de experiență dintre specialiștii hunedoreni și cei din întreaga țară. Cercetarea așezărilor și a gospodăriilor unei așezări reprezintă o componentă importantă a cercetării arheologice. Arheologia habitatului oferă informații utile despre durata și intensitatea locuirii, densitatea așezărilor dintr-o microregiune și despre demografia umană.